Conform legii, un punct de amendă valorează 10% din salariul minim brut pe economie. Astfel, dacă înainte de majorare un punct era echivalentul la 75 de lei, după ce guvernul a dispus majorarea veniturilor, punctul de amendă a ajuns la valoarea de 80 de lei. Ca să luăm un exemplu concret, dacă ești prins fără centura de siguranță, primești 2 sau 3 puncte de amendă, echivalentul a 160 sau 240 de lei, depinde de dispoziția polițistului. Astfel, amenzile pe care le pot lua șoferii sunt cuprinse între 160 și 1600 de lei, iar în cazul persoanelor juridice, amenzile pot ajunge până la 8000 de lei.